Bine, eu îi transmit multă sănătate, putere de muncă și să fac în continuare pentru Buzău ce a făcut și până acum. Da, multă lume e mulțumită, să știți. Să fim serioși, că nu sunt genul de om care să spun să vină primarul să-mi pună centrală în casă. Dar ar trebui să urgenteze un pic lucrările astea stradale. Da, în rest, nu numai eu. Mare majoritate e mulțumit de el, comparativ cu ce a fost. Știi de ce nu avem ce să spunem? Pentru că a scos o leacă orașul ăsta la lumină. Da, bineînțeles. Boscodeal a stat 5 mandate și n-a făcut nici pe dracu. Mai mare și la mai mulți ani. Să se implice mai mult în activitatea la Transbus. Una la mână. A doua, sănătate. Și să aibă putere de muncă în continuare. Să-i transmit sănătate, mulțumiri că se ocupă de orașul nostru. 20 de ani am stat în mizerie, acum în sfârșit vedem că este înfrumusețat. Sperăm și piața Daciei să fie, că așa a promis că va face un parc aici și nu va mai fi mizeria aia care a fost astă iarnă. Nu mi-a plăcut. Îmi pare foarte rău, dar n-a fost un târg frumos aici. Facă lucruri bune pentru Buzău, să nu ne dezamăgească. Au mai fost și alții care ne-au dezamăgit, să nu ne dezamăgească. Asta-i garanția dumnealui pentru un nou mandat. Să fie sănătos, să fie fericit, să se bucure de familie, ce să spun, realizări. Să termine lucrarea de aici ca să stăm și noi în condiții civilizate. Dorim condiții civilizate, nu foarte bine. Să ne fie bine tuturor, asta ar fi. Multă sănătate și numai bine. Mulți vedem cât mai bine, să fim sănătoși. Ca asta vrem și să avem cu ce să trăim, asta este. Stăm aceea în oraș, el la bloc, eu la casă și... Să ții tot așa cum a fost până acum, de bine. A fost, a făcut treaba bună, a asfaltat străzile. Da, mulțumim pentru toamnă, da, și urmează acum vreo două luni de zile să votăm din nou și ținem cu dânsul, domnule, că oricum a făcut ceva. Uite, în porțiunea asta aici, a ținut aici parcurile astea frumos. A fost prinde să-l votăm acum, că vine acum, peste două luni de zile, să pleacă iar primar. Ministrul de Finanțe când s-a făcut, când Anghel Salini a făcut podul. Și el la care mi-a întâi a găsit banii și... Excepțional! Da. Salva țara prin români și acasă la noi aici în România. Nu în altă parte. Decidem pentru noi. Bani!